Cele mai importante forțe cu care ne întâlnim în mecanică sunt forțele de contact. Sunt forțe care apar în punctul sau la suprafața de contact dintre două corpuri. Așa cum vedeți în desen, acțiunea și reacțiunea au în general componente normale la suprafață și componente tangențiale. Componentele normale se numesc apăsări, iar cele tangențiale se numesc forțe de frecare. De pildă, în cazul alunecării unui corp pe o suprafață, avem componentele normale, perechea N1 și N2, pe care le numim apăsări, și forțele de frecare, perechea FF1 și FF2. Apăsările apar de obicei datorită unor forțe externe celor două corpuri, de pildă, datorită acțiunii forței F asupra corpului din stânga, apar forțele de contact F1-2 și F2-1. Mai pot să apară și în cazul ciocnirilor, adică atunci când corpurile se lovesc unul de altul. Forțele de frecare ascultă de cele două legi ale frecării. Prima, forța de frecare nu depinde de aria suprafeței de contact dintre corpuri. De pildă, pentru un paralelipiped, forța de frecare este aceeași indiferent pe care față alunecă. A doua, forța de frecare este proporțională cu apăsarea, adică se poate calcula prin produsul μ ori N, unde N este apăsarea, iar factorul de proporționalitate, μ, depinde de natura celor două suprafețe și se numește coeficient de frecare. 2. Forțele elastice. Sunt forțe cu care corpurile elastice acționează asupra corpurilor care produc deformarea lor. De pildă, în acest desen, un corp trage de capătul unui fir elastic cu o forță F întinzându-l. Firul trage de acel corp cu o forță, reacțiunea, pe care o numim forță elastică. Aceasta se poate calcula cu formula minus kappa ori delta L, ceea ce ne arată că modulul unei forțe elastice este proporțional cu deformarea delta L și că forța elastică se opune deformării. Iar constanta K se numește constantă elastică și are expresia S ori E supra L0, unde S este aria secțiunii firului, L0 este lungimea lui nedeformată, iar E este o constantă de material numită modul de elasticitate, care apare în legea lui Hooke. 3. Tensiuni. Tensiunile apar în fire, cabluri, bare, care nu se deformează sub acțiunea forțelor externe. Deci nu putem vorbi despre forțe elastice. De pildă, corpul atârnat în desen este în echilibru, deoarece tensiunea din firul inextensibil este egală în modul cu greutatea lui. 4. Forțe de presiune. Ele apar în interiorul unui fluid datorită presiunii și sunt întotdeauna normale la suprafață. Deoarece presiunea este egală cu raportul dintre forță și suprafața pe care acționează, forța de presiune se calculează prin produsul dintre presiune și suprafață, fiind deci proporțională atât cu presiunea cât și cu suprafața pe care acționează. O altă forță foarte importantă este greutatea, dar despre ea voi vorbi în cursul următor, care are titlul Legea Atracției Universale.